Gălăgie mare astăzi în Galați. Mare, mare, mare. O nuntă de motoare, de motoriști, motocicliști. Se însoară prietenul nostru Adrian cu o actriță bine cunoscută, Cristina. Suntem acum la starea civilă, așteptăm momentul în care vor spune să da. Să se hotărască, dacă spune da sau mai are timp să se mai gândească. Eu zic că o să spună da. După care o să fie plimbarea până la biserică și seara petrecerea frumos, cheful la cusărat. Câte motoare sunt? În jur de 50 de motoare. Și mai așteptați să mai vină? Cred că da, o să mai vină. Pe traseu. Ceva surprize prin oraș astăzi cu motoarele? Surprize nu, încă n-am avut surprize, totul a fost... Nu mă refer dacă le-ați pregătit mirilor o surpriză pe motoare. Mai târziu o să fie surpriză. Să fie o surpriză. Mai pe seară. Nu vreți să ne dezvăluiți? Nu, nu, nu. S-ar putea să fură mirea asta pe motor, ca să fie, să se simtă bine mirele. Până aici ok. Adrian Viorel. De bună voie și nesilite nimeni. E în căsătorie pe cetățeana Uja Cristina. Da. Cetățeană Uja Cristina. De bună voie și nesilită de nimeni. E în căsătorie pe cetățeanul Neagu Adrian Viorel. Da. Cristina, Adrian, o zi pentru voi astăzi deosebită, cea mai frumoasă zi din viața voastră. Cea mai frumoasă zi din viața noastră, într-adevăr. Cum vă simțiți? Foarte super. Bine. Super! Pe cât de stresat și emoționat la început, pe atât de mișto ne simțim acum, adică eu. Cristina, aici e casa ta. Oh, da, aici e casa mea, da. Am văzut și un tablou cu tine aici pe holul... Puteți să vedeți și afișe și spectacole, dacă vreți, din toamnă, că suntem da. În vacanță. Ce urmează? Văd că aveți aici și 50-60 de motoare. Prietenii noștri, le mulțumim foarte mult, mulțumim colegilor mei din clubul din care fac parte, On the Road to Heaven, celorlalți din Sea Wolf și cei care au mai venit. Ion Dobrogeanu, mulțumesc mult! Gălăgie mare și aici la Gălăgie teatru foarte și mare. Din oraș astăzi. Sărbătoare mare. Sărbătoare mare, nu? Da. Se căsătorește Adrian cu Cristina. Într-adevăr, da. No? Așa e, da. Ce urmează acum? Păi urmează... Vacanță. Bine meritată. Așa. În primul rând petrecerea de seară. Petrecere de seară, nu? Petrecere mare. De seară. Unde aveți petrecere? Mare, la Lacul Sărat. La Brăila. Vă așteptăm pe toți. Bine, mulțumim. Am avut ea, da, poate da, două da. Sticle de whisky.
te grăbești. Hold your breath and